premierele. Pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care cumpărare de influență, trafic de influență, uz de fals, instigare la abuz în serviciu. Ce făceau practic? Practic, în schimbul unor sume de bani sau diverse bunuri, întocmeau în mod fictiv anumite documente medicale pe o plajă variată, începând de la certificat de concediu medical, cele fișe de analiză pentru obținerea pentru preschimbarea permisului de conduce, documente folosite pentru expertizarea muncii, pentru ca persoanele ce demânau acele sume de bani să le folosească ulterior. Ce sume de bani încasau pentru serviciile astea? În funcție de frecvența documentul întocmite pentru acea persoană, de tipul documentului întocmite pentru persoane respective, sumele bun, valoarea bunurilor încasate pornește de la un pachet de cafea până la sume de ordinul miilor. Mii, adică? 3500 am stabilit noi până la acest moment că ar fi suma maximă pe care ar fi încasată pentru această activitate ilicită, una dintre infirmiere. Ați vorbit despre frecvența. Înțelegem că erau persoane care mergeau frecvent la... Da. Adică era o singură persoană care cerea mai multe servicii. În funcție de nevoile acelei persoane, de documente medicale pentru ce avea nevoie, gândiți-vă că dacă mergea undeva la, pentru a obține unei pensii de invaliditate, automat sunt necesare mai multe documente medicale și automat și, așa zis, tariful al inculpatului creștea pentru serviciile prestate. Înțeleg că aveau și clienți fideli, cum ar veni. Clienți fideli, clienți recomandați de alți clienți de ai inculpatelor, ele oricum nu refuzau.